Judecătorii și procurorii din Moldova vor primi compensații pentru cheltuielile de transport tur-retur sau pentru închirierea locuinței dacă lucrează în alte localități decât în cele care au domiciliul. Decizia a fost aprobată de guvern pe 20 octombrie. Compensațiile vor fi acordate pentru distanțe mai mari de 20 de kilometri între localitatea de muncă și cea de domiciliu. În cazul închirierii unei locuințe va fi compensată suma din contractul de locațiune, dar nu mai mult de 4.500 de lei pe lună. Dacă o persoană este eligibilă pentru ambele compensații, va primi doar una. Formula de calcul va fi stabilită printr-o hotărâre de guvern care este în curs de elaborare. Acestea nu sunt singurele costuri suplimentare în bugetul de stat. Altele vizează amendamentele elaborate pentru militarii Armatei Naționale. Astfel, pentru a face serviciul mai atractiv, guvernul a decis că aceștia vor călători gratuit cu transportul public local, cu excepția taxiurilor, și vor avea dreptul la concediul în cazul adoptării copiilor, iar perioada în care sunt în concediu pentru îngrijirea copilului până la 3 ani va fi inclusă în vechimea serviciului militar.